Gata. Începutul este pentru alchimia iertării, este ce înseamnă iertare, Anișoara. Bună seara! În seara asta am venit cu temele rezolvate într-un alt mod decât am obișnuit pe cei cu care ne întâlnim de obicei. Adică am venit și eu cu ceva fițuici și cărticele. Am zis să luăm direct definiții pe care oameni care au ghidat alți oameni spre vindecare le-au dat pe parcursul timpului și care, și care ne-au inspirat și pe noi, m-a inspirat pe mine. Este vorba de cartea Iertarea, scrisă de Gerald Jampolsky, și el spune, deci una din definiții este: iertarea este cel mai puternic remediu vindecător din câte există. Bine, noi termenul de iertare îl avem în prima fază, luăm contact cu el, cred că majoritatea dintre noi din zona religioasă, din Biblie, din învățăturile care au fost lăsate, cei care am avut o perioadă așa mai religioasă pe parcursul vieții sau în familie, când am fost obișnuiți de mici să ne cerem iertare sau să fim iertați de părinți. Deci am luat contact cu termenul ăsta, dar eu aș dori să dau definiții date de oameni care au lucrat pentru vindecarea noastră, a oamenilor. Iar Gerald Jampolsky spune chiar în acest capitol, care se intitulează chiar ce este iertarea, privită din perspectiva iubirii și a spiritului, iertarea reprezintă decizia de a renunța la trecutul dureros, de a nu mai suferi, de a-ți vindeca inima și sufletul, de a nu mai prețui mânia și ura, de a renunța la dorința de a-i răni pe ceilalți sau pe tine însuți, din cauza unui motiv care s-a petrecut cândva în trecut. Ea reprezintă decizia de a privi lumina din ceilalți oameni, nu de a-i judeca și de a-i condamna. Deci asta este o definiție care mie mi-a plăcut, o definiție așa mai... Deci iată că ce știam noi de mici, sau mă rog, din educație despre iertare, nu prea are nicio legătură cu definiția pe care ne-o dai tu astăzi. Ceea ce ne duce și la răspunde întrebării de ce avem nevoie de iertare. Sau de fapt, ai răspuns de ce avem nevoie de iertare. Ce se întâmplă dacă nu iertăm? Persoane, situații... Haideți să revenim la de ce, pentru că și la acest de ce, eu iarăși am venit cu definiții nu de la mine, și date de oameni care au cercetat. Deci este vorba de studii și Gerald Jampolsky a înființat clinici unde a lucrat cu eliberarea oamenilor și cu vindecarea lor prin schimbarea atitudinii și s-a folosit de iertare. Și la de ce, din nou, eu am venit cu ceva fițuici în seara asta, este vorba de o altă autoare, Carol Truman, unde, din nou, ea ne explică extrem de elaborat de ce. Și ea spune așa, deci este la pagina 180, reține, la baza problemelor tale nu stau niciodată factorii exteriori. Cauzele tuturor problemelor tale se află în interiorul tău. Dacă vei înceta să mai cauți răspunsuri în exteriorul tău, tu vei începe să capăți un control din ce în ce mai mare asupra adevăratelor cauze ale dificultăților prin care treci, ale problemelor și obstacolelor cu care te confrunți, și te vei transforma astfel dintr-o victimă a circumstanțelor exterioare într-un stăpân al propriei tale vieți. Nimeni nu este liber dacă nu este propriul său stăpân. Cele 7 metode prin care poți realiza acest lucru sunt renunțarea, iertarea, iubirea, acceptarea și recunoștința. Deci, după cum vedem, de ce-ul îl regăsim tocmai în faptul că dorim să avem o viață în care să fim împăcați sufletește, care să ne placă, în care să ne simțim bine. Și acest de ce se află în căutarea noastră interioară atunci când
De ceul, la întrebarea de ce, constatăm că tot ce este în afară, de fapt, regăsim în interior și atunci este nevoie să ne întrebăm ce se află în interior degenerează viața pe care o trăim acum. Bună seara, bună seara la toată lumea. Deci tu spui și acum te întreb nu din perspectiva Ozana, ci din perspectiva unui om care ascultă pentru prima oară conceptul de iertare sau conceptul de ce este în afară este de fapt în baza a ceea ce este în interior și aș vrea să te rog să explici concret dacă, de exemplu, m-am dus la piață și mi s-au furat banii din buzunar. Este din cauză că e ceva la mine sau este din cauză că așa a vrut hoțul să mă... A văzut hoțul că am băgat banii și a zis ia care bani hai să iau. E contextul ăsta, adică acea situație pe care noi o atragem în viața noastră, deci este o situație, un context, se realizează în niște circumstanțe. Adică nu este întâmplător că tu te aflai în locul ăla și hoțul era exact în locul în care te aflai și tu. Deci faptul că mi s-au furat bani sau că ți s-au furat ție bani la piață se bazează pe anumite circumstanțe, adică ai atras cumva sau v-ați atras cumva, să spunem, abuzatorul din cel care a furat s-a întâlnit cu victima care avea banii și care, fiind tu în cazul ăsta. Deci, practic, avem anumite emisii energetice și voiam să mă raportez și la factorul ăsta. Noi oamenii suntem energie, deci ceea ce oamenii de știință ne spun și ne demonstrează acum și este timpul în care să ținem cont de tot ceea ce se află, să spunem, pe piața asta informației care ne ajută la vindecarea noastră. Ne spun că este energie și că noi oamenii emitem vibrații prin tot ceea ce suntem. Deci faptul că am atras sau că tu ai atras acel hoț atunci, înseamnă că în tine erau acele vibrații care au cerut acea circumstanță. Fie că a fost un reglaj, adică poate fi un reglaj din punct de vedere al schimbului energetic a da și a primi, se realizează acest reglaj și așa, adică în momentul în care noi. Deci mă refer aici și la acțiuni pe care... Contextul este foarte complex, de asta eu încerc să-l detaliez prin prisma a ceea ce eu cunosc în momentul ăsta. Deci este și prin faptul că anumite acțiuni ale noastre nu țin cont de echilibru între a da și a primi. Și atunci se întâmplă în viață că pe măsură ce noi acumulăm mai mult, adică primim mai mult și nu realizăm acest echilibru între a da și a primi, universul prin legile lui, pentru că noi trăim pe pământ și suntem liberi, dar permanent suntem în contact direct cu legile universului, da? După modul cum funcționează întregul univers din punct de vedere energetic. Și se creează acea conjunctură tocmai pentru a se realiza acest echilibru. Deci faptul că tu ai atras hoțul presupune mult mai multe, acel context presupune mult mai multe atitudini, comportamente, acțiuni, mod de gândire, fie o neiertare de a ta a unui alt hoț, adică ți s-a putut întâmpla pe parcursul vieții ca tu să mai atragi astfel de oameni, adică să mai pierzi bani într-un fel sau altul și nu ai iertat acele evenimente sau acei oameni. Neiertându-i, se repetă acțiunea. Într-un alt mod, nu neapărat identic ca cele anterioare. Deci, practic, tot ce noi păstrăm în interior ca și credință, ca și convingere, ca și teamă, sau poți avea teama de hoț. O persoană care are teama de hoț sau teama că mi se pot fura bani sau teama că pot pierde bani, atrage către ea astfel de evenimente sau astfel de persoane. Deci, practic, acele vibrații pe care noi le emitem generat de frică sau generat de anumite convingeri sau credințe interioare, atrage către noi evenimentul sau atrage către noi persoana. Aș fi vrut să spun că personal eu am fost în situația în care a venit hoțul și nu odată, ci de multe ori. Și întrebarea pe care o persoană normală la cap și-o pune, cum adică, Anișoara, eu să iert hoțul că mi-a
Deci el mi-a furat mie banii și eu să-l iert pe el? Da, dacă noi ne gândim la noi doar ca persoane izolate, care suntem doar eu, Anișoara sau tu, Ozana, și nu avem treabă nici cu legile Universului, ale lui Dumnezeu, nici cu modul cum funcționăm în aceste cicluri între a da și a primi, nu prea avem treabă cu dinamica energiilor, adică dacă ne privim doar așa ca oameni și atât, care nu interacționează și sunt într-un gen de separare, adică ne gândim în mintea noastră doar la noi și la viața noastră, ne ținem cont de context și de faptul că noi nu suntem separați și că suntem conectați tot cu toți și cu întregul univers, atunci da, pot spune că dacă mi-a furat bani, e normal să mă înfurie, e normal să-l înjure, e normal să-l critic, e normal să-l duc la poliție, deci toate astea sunt normale, ceea ce vedem în societate, e normal ca să se întâmple războaie, bombe și mai știu eu ce. Adică privit așa, doar din această perspectivă îngustă a vieții, în care eu mă văd doar pe mine și doar propriile interese și atât, totul este normal. Însă dacă caut să înțeleg viața, dacă caut să înțeleg cum funcționez eu ca om pe planeta asta și de ce am venit și de ce se creează acel context tocmai pentru mine. Deci de ce s-a creat așa conjunctura aia? Acum avem foarte multe dovezi științifice, deci foarte multe informații în acest sens, care ne spune că aceste legături energetice care se creează între oameni nu sunt întâmplătoare, se realizează pe baza rezonanței, adică ceea ce eu emit ca și vibrație. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toți emitem vibrații prin cuvinte, prin gânduri, prin atitudini, comportamente, deci tot ceea ce suntem noi înseamnă un câmp de energie care interacționează cu câmpurile de energie ale celorlalți. Și dacă există rezonanță, adică am ceva în comun, are și celălalt ceva în comun, ne atragem și vom fi împreună din diverse motive și nu numai motive de bucurie. De multe ori se creează aceste contexte în care sunt pierderi. Și da, dacă dorești într-adevăr să nu ai parte de pierderi, că asta era de ce, da, ajungem la de ce-ul ăsta, ajungem la soluție, e nevoie să iertăm. De ce este nevoie să iertăm? Păi pe de o parte, pentru că neiertând rămâi agățat, așa, agățat în ghilimele, adică legat energetic, spune Isabel, se creează o legătură între victimă și abuzator, adică se creează o legătură energetică cu cel pe care tu nu-l ierți. Aici vorbim de o persoană sau de o situație. Nu iert situația de, să spunem că n-am fost atentă și mi s-au furat bani. Ei, nu mă iert pe mine, nu iert situația. Nu iert persoana. E, neiertând, ce se întâmplă? Se întâmplă că în mintea mea, în emoțiile mele, va fi continuu o stare tensionată, va fi un stres interior. În mintea mea, în gândurile mele, voi emite numai gânduri negative, care nu înseamnă a genera situații de viață care să mă ajute sau să mă împlinească pe mine. Și făcând acest lucru, că ajung și la altă definiție științifică chiar dată de doctorul Constantin Dulcan, pe care cred că majoritatea îl știm, care spune că iertarea presupune, pe lângă vibrație, adică ceea ce noi, neiertarea care se află în noi, presupune atât vibrație prin ceea ce se găsește în mintea noastră ca și gând, ca și cuvinte, dar și chimie. Pentru că în momentul în care avem astfel de stări interioare, se realizează un exces de, se secretă un exces de cortizol, de adrenalină, care în timp, cumulându-se, deci tot susținând furia, mânia, faptul că ți s-a furat și vai ce critica la adresa celuilalt, neuronii nu se mai pot înmulți, deci practic ne restrângem capacitatea neuronală a creierului singur prin ceea ce noi interior facem prin neiertare. Este important să înțelegem neiertarea ca apoi să mergem către iertare. Deci neiertând, aflându-ne în astfel de vibrații joase însemnând toate acele atitudini, comportamente, mod de gândire, sentimente, stări interioare care nu au treabă cu starea mea de bine, cu starea ta de bine, deci care te scot din armonie, care simți în tine că nu ți este bine și nici în mintea ta nu ți este bine. Deci astea sunt. Deci neiertarea ținută mai mult timp în interior te poate și îmbolnăvi, îți restrânge capacitatea creativă, îți restrânge capacitatea de regenerare
la nivelul creierului, deci creează foarte multe ravagii din punctul meu de vedere la nivel fizic, dar și la nivel de viață. Am foarte multe întrebări pentru tine, Anișoara, și sper să mi le aduc aminte în baza ceea ce mi-ai spus. Aș vrea să amintesc că astăzi o să discutăm despre ce nu știi despre iertare, cum de majoritatea oamenilor care iartă, de fapt, nu iartă, de ce diverse instrumente de iertare nu dau rezultate, cum un supraviețuitor de la Auschwitz a rămas în viață cu ajutorul iertării, cum de îți poți crește imunitatea cu ajutorul iertării, și cred că aici sigur o să avem și întrebări despre virus, și de ce această iertare în 4 pași, despre care urmează să discutăm la final, pentru că acesta este cumul, adică cum faci efectiv, are rezultate instant și garantat. Deci, întorcându-mă la hoțul care acum 30 de ani mi-a furat portofelul la piață, tu vrei să spui că eu astăzi, eu, personajul imaginar, dacă eu mi-am lucrat toate temele, personajul imaginar care nu n-a iertat nimic, este în continuare, duce în cârcă acea încărcătură de la acea situație. Deși nu mai știu cum arată omul, nici nu mai știu câți bani mi-a luat, mi-aș știu doar că mi-a furat portofelul. Da, este creat la nivel energetic, se creează o legătură energetică între noi și noi cei care am fost atunci în trecut, între noi ca și stare, ca și atitudine, ca și comportament, ca și mod de gândire, între noi și persoana respectivă s-a creat o legătură energetică pe care noi o întreținem de câte ori ne amintim. Adică gândul se știe, gândul este primul pas spre a crea ceva. Dacă eu întrețin astfel de gânduri și mi-amintesc o perioadă, oricum îmi amintesc, dacă nu mi-a plăcut evenimentul și îmi voi aminti, atunci perioada imediat următoare, voi vorbi cu vecin, cu prieten, cu rude, cu poliția, cu știu eu cine. Deci oricum va fi multă energie pe care eu o voi pune în acel eveniment și mă voi lega, așa în ghilimele, mă voi lega singură de acea persoană prin comportamentul meu, pentru că n-am știut că asta fac, pentru că așa evoluăm, da? Pe măsură ce trece timpul, știm că omul evoluează și se descoperă mereu alte și alte metode prin care noi descoperim mai mult modul cum suntem mai conștienți, modul cum suntem creați și ne și ajutăm mai mult în a ne descifra pe noi și a ne crea vieții mai bune, practic. Asta se întâmplă. Deci rămâne o legătură energetică cu acea persoană, vorbind, ne raportăm la persoană. Această legătură este ca un tipar, dacă vrei, vibrațional sau un tipar, un programel la nivel subconștient, care el este, să spunem, în fază latentă, adică este inactiv. E un programel la nivel pe care eu l-am creat așa în timp, în viața mea, este la nivel subconștient, însă, pe măsură ce eu voi trece prin viață, să spunem, ca să nu spun că voi îmbătrâni sau voi face altceva. Trecem prin viață, toți trecem prin viață. Pe măsură ce eu voi trece prin viață, aceste programele pe care toți, adică convingeri, atitudini, se creează ca un tipar, ca o matriță. Ce înseamnă să fii atacat de hoț? Da? Deci e ca un scenariu mic, ca un programel care e acolo, neuronal. Deci el este chiar la nivel de neuron se formează. Și asta ne spun oamenii de știință care au făcut cercetări în sensul ăsta. Deci rămâne acolo inactiv, dar noi tot ce trăim pe parcursul vieții trecem prin anumite teme care se vor activa în anumite momente, în anumite etape ale evoluției noastre și ele vor fi factor declanșator extern, deci practic voi trece iarăși prin situații similare cu alte personaje, bineînțeles, la alt nivel, pentru că este nevoie ca anumite teme sau anumite lecții cu care noi venim pentru a evolua, este nevoie să-și găsească rezolvarea. Este nevoie ce? Păi este nevoie să înțeleg mesajul din lecția respectivă, este nevoie să merg mai mult în iubirea necondiționată, pentru că din ceea ce spunea și domnul doctor Constantin Dulcan, unul din maeștrii, dacă putem spune așa, iertării, este Isus. Și el a venit pentru a ne învăța pe noi iertarea și iubirea necondiționată, iar evoluția înseamnă, de fapt, a crește în iubire necondiționată. Iar ca să putem percepe
un alt nivel al iubirii din care noi suntem creați, atunci este pe parcursul vieții trecem prin aceste lecții din care vom extrage înțelepciunea lor, vom înțelege ce era nevoie ca eu să conștientizez de acolo, de ce era nevoie să iert, cum mă dezleg eu energetic de persoana aia, de situația, de trecutul ăla al meu care îmi revine în minte și pe parcurs voi retrăi astfel de evenimente. Deci, cu alte cuvinte, tu îmi spui că odată ce am făcut toate iertările legate de acea situație cu portofelul, eu ajung să îl iubesc necondiționat pe omul care mi-a furat portofelul. Da, îl iubești necondiționat înțelegând că a avut un rol în vindecarea ta, a avut un rol în lecția cu care tu ai venit. Pentru că noi suntem ca niște personaje aici pe pământ. O luăm noi prea în serios și, într-adevăr, viața e nevoie să o tratăm serios când ne referim la corpul fizic, la îngrijirea, la igiena minții, a emoțiilor. Însă, noi venim cu niște lecții învățate deja la nivel de suflete și nu ne întâlnim întâmplător. Nici acum, cei care suntem și respirăm minutele astea împreună acum, nu e întâmplător că suntem. Adică cumva am știut că ne vom întâlni și la nivel subconștient, bineînțeles, și suntem împreună pentru că evoluăm împreună. Nu putem evolua de unii singuri. Și el are lecția lui de învățat, ne referim la hoțul respectiv, prin iertarea ta, tu de fapt pe el îl dezlegi de acea rătăcire, să-i spunem, sau înțelegi rolul pe care l-a avut pentru tine și prin iertare, practic, nu fac decât să-i redau și lui mai mult din potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în el și nu să-l condamn, adică să-l duc în micime, în victimizare și să nu particip la evoluția lui, că practic când nu iertăm pe cineva, eu în loc să particip la evoluția lui, nu fac decât să-l afund mai mult. Vreau să spun că sunt comentarii pe Facebook și o să răspundem la toate întrebările și cei din Zoom, la final o să avem sesiunea de întrebări. E foarte bună întrebarea de la Lica Dogan și o să o adresăm. Iar acum de la Doina, aș vrea să citesc și să te invit, Anișara, să comentezi acest comentariu. Iertarea cere multă voință și multă putere, care vine la pachet cu liniștea sufletească și implicit fericire. Super! Foarte frumos! Felicitări! Așa este! Necesită multă implicare, necesită multă sinceritate. Puterea toți o avem că este a sufletului nostru, care sufletul știm că este de origine divină, deci nu ne aparține. Ne aparține nouă ca și entitate de energetică, de lumină, însă aici în corp depinde mult de ce facem noi cu mintea, cu emoțiile, deci de toate interacțiunile care au loc în interiorul nostru. Așa este, bună Ana. Necesită multă dedicare din punctul meu de vedere. Puterea, eu aș zice că puterea o avem, însă pentru a avea acces la ea este nevoie de perseverență. Așa este. Și într-adevăr se obține pacea sufletească iertând și chiar fericirea aceea a sufletului, eliberat de toate poverile trecutului, de toate suferințele, de toate durerile, judecățile, criticile, toți avem în interior așa ceva. Aș vrea să adaug aici că există diverse metode prin care să ierți și să te eliberezi. Eu nu văd ca că necesită o voință foarte mare, pentru că am experimentat instrumentul de care urmează să ne menționeze Anișoara la final, un alt fel de instrument cu care poți să realizezi o iertare mult, mult, mult mai rapid, cu efecte imediate, garantate, și care e foarte ușor de folosit și n-ai nevoie de terapeut sau de, eu știu, sesiuni de tot felul, pentru că poți să faci tu singur sau singură. O să ajungem și acolo. Vroiam doar să spun că unele persoane probabil au experimentat iertarea, au înțeles că e nevoie și ce minunat este să poți să ierți și să ierți, și au experimentat alte instrumente care au nevoie de mult mai mult timp ca să obții rezultate. Întorcându-ne la exemplul cu hoțul,
Personal, este un exemplu din viața mea și, și știu sigur că n-a fost singurul, ci acela unul când mi s-a furat portofelul a fost unul din multele. Au fost alte situații în care mi s-a tăiat geanta, în care mi s-a furat geanta cu totul, în care mi s-au furat banii, în care mi s-a spart casa, în care am suferit pierderi de-a lungul timpului. Și aș vrea să... Deci, practic, apare exact cum ai spus și tu, Anișoara, aceeași lecție, pentru că nu am înțeles-o, n-am vindecat atunci nimic, pentru că nu știam din ce știu acum, și mi-a tot apărut în viață. Și aș vrea să dau un exemplu, chiar în sesiunea din programul de consiliere pe care tu îl susții în fiecare marți seară, chiar ieri, o participantă care are mai multe business-uri, a vrut să vrea să înceapă un alt business și a venit să și-a dat seama, după ce a lucrat cu tine o perioadă, că de fapt toate businessurile trecute au falimentat, într-un fel sau altul au ajuns la faliment și că n-avea niciun sens să mai începe, să mai înceapă încă un alt business fără să-și rezolve acele lucruri legate de faliment. Cu alte cuvinte, fără să ierte ceea ce a dus-o să aibă faliment cu primele business-uri. Și tot înțeleg că, ghidată de tine, a ajuns la concluzia că avea paguba moștenită din strămoși, de la părinți sau de la străbuni. Și, practic, până nu-ți rezolvi această pagubă, până nu-ți ierți această pagubă, n-ai decât să ajungi la pagubă în continuare. Pentru că ai adus exemplul ăsta, da, este un exemplu foarte relevant, dar la ce mod? Acest instrument pe care l-am elaborat și cu care lucrăm are ceva extrem de misterios, pot să-i spun, chiar misterios. Pentru că pe măsură ce lucrezi cu o temă care este evidentă pentru tine, la nivel de ființă, deci la nivel de ființă interior, ascultându-te pe tine, pur și simplu îți ies temele care sunt ascunse în spatele a ceea ce se vede, în spatele a ceea ce este evident. Pentru că doamna despre care tu spuneai, lucrând cu falimentul, să ierte în ea falimentul, pur și simplu pe parcursul lucrului cu cei, prin cei patru pași, i-a ieșit acest cuvânt, deci pur și simplu i-a venit în minte cuvântul pagubă. Și venindu-i în minte, deci vine din străfundul nostru, a realizat că ea n-a folosit cuvântul ăsta pe parcursul vieții și și-a dat seama că de fapt este o moștenire genetică, are ceva cunoaștere și știe destul de multe. Deci avem multe moștenire genetică care uneori e ascunsă sau practic nu este evidentă pentru noi decât pe măsură ce noi ne aplecăm mai profund către interiorul nostru. Și cu alte cuvinte, dacă vrei să nu repeți părțile mai puțin plăcute, mai rele din viețile părinților, bunicilor și altor străbuni, e nevoie să ierți tot ce a dus la acele experiențe ca să te eliberezi tu de ele, pentru că altfel le duci și tu în cărca ta mai departe și la un moment dat sau altul îți aparține și ție în viață. Aș vrea să precizăm încă o dată legat de iertare, că de fapt nu ierți doar persoana, ci ierți un cumul de cevauri. Și aș vrea să ne mutăm de la pierdere financiară sau, mă rog, furt, la o relație. Pentru că și aici sunt foarte multe provocări pe care oamenii le au. Și întrebarea este, m-a înșelat iubitul? Iert iubitul sau el iert înșelarea din mine? În prima fază iertăm ceea ce este evident, adică ceea ce se vede. Că de aici pornim. Pornim de la ce se vede. Păi prima dată ierți iubitul, da? Dacă el te-a înșelat, îl vei ierta pe el. Apoi, pe măsură ce lucrezi cu iertarea în patru pași, pe care noi o vom și prezenta la final, vei realiza, conștientizezi, pentru că fiecare om, la nivel de conștiință, are această lumină interioară care, să zicem,
pătrunde până la nivel de conștiință lumina din noi și ne aduce acele teme care urmează. E, la început, bineînțeles că realizăm cu ghidaj ca să putem scoate cât mai clar temele și să nu ne ia prea mult timp. Deci ierți persoana, dar după care te gândești, da, vibrațional. Dacă eu am atras un bărbat care mă înșeală, înseamnă că în mine există această temă. Poate că eu n-am înșelat pe nimeni, dar poate că moștenesc din moș strămoș, nu știu, cineva pe linie feminină a făcut acest lucru și atunci o voi trăi și eu acea experiență. De ce? Păi ca să văd ce înseamnă. Pentru că numai așa obține sufletul partea lui de spiritul, partea lui de înțelepciune. Deci, practic, sau putem avea o relație karmică, eu și iubitul, și venim să ne reglăm conturile în viața asta, deci, practic, venim să reglăm karma, poate că într-o viață anterioară și eu am făcut ceva similar, adică l-am înșelat sau am înșelat-o, depinde ce rol am jucat. Deci, practic, sunt mai multe variante aici care, bine, se lucrează și suferința din mine datorită înșelării. Deci, practic, luăm acea situație și ca să fim siguri că, într-adevăr, am realizat o iertare completă, luăm toate temele care contribuie la acel tablou, da? La acea situație. Pentru că este o situație, noi spunem, m-a înșelat iubitul, dar înșelarea aia care a avut loc ți-a generat niște sentimente, ți-a generat neîncredere în bărbați. Adică o grămadă, sunt o mulțime de teme care împreună, de fapt, este nevoie să fie prelucrate, să fie iertate, să-ți iei energia de acolo, că asta e marele secret, ca să poți într-adevăr să generezi alte tipuri de relații în viața ta, pentru că altfel vei merge cu acest model al relațiilor și vei atrage în continuare ceva similar. Uite cum ușor, ușor ne îndreptăm către cum de majoritatea oamenilor care iartă, de fapt, nu iartă. Dar înainte să intrăm, să dezbatem acest punct, aș vrea să spun iarăși pentru cei care se întreabă, păi cum, iubitul m-a înșelat și tot eu să-l iert și tot eu să fiu drăguță cu el? Da, eu exact asta am făcut. Relația mea cu iubitul meu după 12 ani, tatăl băiatului meu, s-a terminat pentru că nu mai era bine, de ultimii 2 ani n-au mai fost ce trebuie. Și eu am iertat foarte, foarte, foarte multe lucruri legate de el, evident cu ajutorul anișoarei să-mi identific temele. Acum mai avem și programul pe relații True Love care asta face. Și vreau să spun că, deși inițial nu puteam să accept să-l iert, mi-am dat seama că eram și eu jumătate vinovată în ghilimele, mă rog, și eu am făcut jumătatea mea de acțiuni care să aducă relația unde a ajuns, deși inițial credeam că numai el făcuse lucrurile rele. Și am ajuns să am atât de să fiu atât de detașată de el, să mă uit la el pur și simplu cu iubire necondiționată. Deci nu mai suntem împreună, n-am mai am nicio treabă cu el, e în continuare tatăl băiatului meu și comunicăm pentru că e Sebastian la mijloc, băiatul, și nu mai am niciun interes în el, nu, pur și simplu mă uit la el cu un alt fel de dragoste, cu o dragoste așa de... nici părintească n-aș putea spune, nici de soră sau frate, pur și simplu acea acceptare și iubire necondiționată. Și pot să văd acum toată suferința prin care el trece. Suferință care evident a dus la acțiuni din partea lui care au contribuit la stricarea relației. Îl pot vedea cu 100% înțelegere. Ceea ce e foarte, foarte frumos și e minunat. Iar lucrul ăsta n-a făcut doar ca relația dintre noi să existe, să fie o relație bună, să vorbim, să fim în termen de pace versus prima lui soție cu care nu mai vorbește și care doar când aude de ea se... și ea la fel.
Dar a făcut ca să pot să-l ajut pe Sebastian, băiatul nostru, să poată dezvolta o relație cu tatăl lui. Da. Pentru că el se, acea suferință pe care o avea, o strânsese în el, inițial o către mine. Da, o proiecta. Da, o proiecta către mine în acțiunile lui. După care, când a văzut că cu mine nu mai are nicio șansă, că nu mai reacționez la nimic din ce făcea el, pur și simplu nu mă mai durea, nu mă mai ataca, nu mai simțeam nimic, a început să, evident că la nivel subconștient, a început să o proiecteze la Sebastian, băiatul nostru. Și înțelegând atât de bine ce se întâmplă, mă rog, la nivel uman și în sufletul lui, am putut să explic lui Sebastian, astfel încât Sebastian să înțeleagă comportamentul tatălui lui, să nu-l afecteze deloc nici pe el și să poată să accepte să aibă o relație, să stea acolo, să petreacă timp cu el și lucruri pe care inițial nici nu vroia să audă, deci era un capitol închis. Da. Da, într-adevăr, transformarea care are loc generează foarte multe efecte pozitive în viața noastră, în aria ale vieții la care inițial nu te gândești, așa cum ai povestit tu. Adică pur și simplu se îmbunătățește relația copilului cu părintele cu care nu stă prin faptul că tu ai înțeles și ai lucrat energetic așa iertarea. Și am putut să-i explic și am putut să-l ghidez, da, fără mânie, fără agresivitate, fără niciun resentiment față de el, care nu mi-a făcut viața ușoară timp de 2 ani. Și n-a fost o despărțire ușoară, ba dimpotrivă, a venit cu multă suferință. Da, în varianta fără a ierta profund, definitiv, adevărat, din suflet, da, orice absolut, orice din trecut, în varianta asta, dacă ne uităm în jur, observăm că lucrurile stau cu totul și cu totul altfel, cum și noi am trecut prin viață și știm cum era, și atunci eviți, de cele mai multe ori eviți sau ai atitudini sau comportamente care lasă o zonă a vieții deoparte, în care nu mai intri, de durere, de suferință, de mânie, din diverse acumulări pe care le ai interior, iar evitând o parte din tine, acea parte mai târziu își scoate la suprafață adevărata față și atunci lucrurile o iau pe o traiectorie care întotdeauna nu ne place. Deci asta se întâmplă în relații. Adică e ceva acolo, o mizerie pe care o punem sub covor și sub covor ea începe să scoată, să dea rădăcini, să dea colți și la un moment dat. Da, e o parte din noi, sigur. E nevoie să ne conștientizăm ca și întreg. Și cu ce nu ne place. Nu numai cu ce ne place. Și uite, am ajuns acum la această iertare definitivă, dacă am putea să-i spunem așa. De ce majoritatea oamenilor care au înțeles că au nevoie să ierte, mie trebuie să recunosc că mi-a luat mult timp să accept ideea de a ierta și mai mult timp ca să înțeleg necesitatea, dar după ce am lucrat cu instrumentul pe care urmează să spunem despre el, într-adevăr am văzut instantaneu beneficii în viața mea, stări diferite, reacții diferite și de atunci am zis, ăsta e stil de viață, nu e doar un instrument, nu e doar să ies acum dintr-o capcană sau dintr-o situație. Deci, cei care au încercat sau folosesc diverse instrumente de iertare, cum se face că de fapt iartă, dar nu iartă? Dar nu e nimic greșit aici, am și spus, evoluția asta presupune să descoperim mereu alte mijloace, alte instrumente, alte metode. Dacă ne vom limita și vom lucra doar cu ce știam acum 20 de ani, acum 15-30 de ani, știu câți ani în urmă, vom rămâne cumva în urma vremurilor, ca să spunem, pentru că evoluția acum este accelerată și se știe, la nivel energetic totul este accelerat. Este ca și în viața materială, dacă vrei. În planul sufletului și acolo sunt transformări accelerate, deci practic și la nivel de conștiință, ca și în planul material. Una este să dorești să rămâi, să folosești instrumente care le foloseai acum 20-30 de ani și altfel când vrei să,
să mergi cu avionul în loc să mergi cu trenul. Da? Îți ia alt timp. Poate că peisajul e diferit, dar timpul tău destinat drumului este altul și timpul pe care tu îl ai în plus, călătorind cu avionul, îl poți utiliza într-un mod mult mai agrabil, mult mai plăcut. Numai dacă nu ești fan tren. Deci este la fel ca în planul material, numai că evoluția sufletească îți dă cu totul și cu totul alte împliniri și îți dă acele împliniri și în plan material. Deci am iertat și n-am uitat, eu asta am auzit ani de zile. Practic eu mi-am pus întrebarea de ce îmi revin acele amintiri dacă eu tot lucrez să iert, dacă eu tot fac toate lucrurile care eu am înțeles să le fac la momentul respectiv și am folosit instrumente de iertare și îmi reveneau amintirile, îmi reveneau stările, îmi reveneau gândurile. Deci îmi tot reveneau. Și am zis, înseamnă că este nevoie de mai mult, că este ceva mai profund ce eu încă nu știu să fac, ce eu la care n-am ajuns. Și atunci am început să fac aceste cercetări și ghidată de partea energetică, pentru că lucrez în domeniul energetic din 2007, mi s-au relevat, pot spune asta, mi s-au relevat toți acești pași, lucrând pe parcursul vieții mele pentru propria mea evoluție și pentru a-mi elibera sufletul de toată acumularea negativă, suferință, durere, neîmpliniri, tot ce aveam eu strâns. Și am văzut diferențele, pentru că tu m-ai întrebat și acum pot să spun diferențele. Pentru că da, am prieteni, sunt clienți cu care lucrăm și care știm că folosesc, au folosit tot felul de instrumente, de tehnici. Și într-adevăr s-a realizat o mică, să-i spunem, ca un fel de, deci eu îi spun ca un fel de cosmetizare așa a sufletului. Adică nu a intrat profund, dar cumva sufletul tău e mai liniștit puțin față de cum era înainte. Dar în momentul în care apare o situație și apare un factor declanșator din exterior, pentru că eu așa m-am verificat pe mine inițial, trecând prin experiență și văzând dacă am altă atitudine, dacă am alt comportament, dacă am alt mod de gândire. Și astfel m-am observat și m-am verificat și am văzut că da, m-am schimbat total. Deci sunt permisivă, am compasiune, nu mă mai deranjează nimic, nici Putin, nici nimeni. Am compasiune pentru Putin, adică poți să ai această compasiune, să înțelegi că fiecare are un rol, joacă acum ceva pentru ca noi să ne mobilizăm sufletul în alt sens și să aducem mai multă înțelegere, împăcare, pace și să înțelegem că toți oamenii, toți avem nevoie să fie priviți din această perspectivă a sufletului lor, a spiritului lor, a luminii din ei și numai proiectând așa putem să-i ajutăm. Altfel, dacă stăm în toată acea atitudine negativă interioară ale noastre, în mânie, în ură, în răzbunări, deci toate astea sunt emisii nu numai de gânduri, dar și de emoții care ne fac nouă rău și fac rău. Cum spunea, eu am mai urmăresc pe domnul doctor Constantin Dulcan, spunea că orice gând de răutate pe care îl întreții, practic faci rău întregului univers, adică acele vibrații merg și noi perturbăm ordinea universului. Atât de puternici suntem prin gândurile și trăirile noastre. Dar pentru asta e nevoie să ne observăm, adică să fim mai atenți la interiorul nostru. De regulă, noi suntem atenți la exterior, la viața noastră exterioară, iar viața interioară trece cumva nu neobservată, dar nu-i dăm atenția cuvenită din care să extragem esențialul, să extragem esențialul faptului că întreținem foarte multe gânduri și că cele predominante ne creează nouă viața, atât nouă cât impactăm și viețile celorlalți, indiferent la ce distanță se află de noi, pentru că gândul are viteză mai mare decât viteza luminii. Adică nu, noi, neobservându-ne, nu luăm atât de în serios ființa noastră interioară, ceea ce se află în planul nostru mental, în stările noastre emoționale, ceea ce nu se vede. Luăm în serios ceea ce se vede. Dar perioada de evoluție în care suntem, tocmai la asta se referă, a ne conștientiza pe noi ca și ființă interioară pentru a putea să deschidem mai mult
ușa, nu știu cum să-i zicem, da, ușile interioare, calea. Calea către esența noastră de lumină, către esența noastră divină, unde se află adevăratul potențial și care ne dă acest numitor comun și ne putem regăsi în unime și nu în separare, așa cum gândim în general. Eu observ că oamenii sunt foarte activi și sunt comentarii, sunt întrebări. O să răspundem la final, o să avem sesiunea de întrebări și o să răspundem la toate întrebările. Eu aș vrea acum să fac doar un comentariu legat de ce a spus Ana, că iertarea vine prin înțelegere. Și ce înțeleg eu este că iertarea vine prin înțelegere doar ca prim pas al iertării. Dar mai rămâne ceva acolo și urmează să discutăm ce rămâne. Pentru că subiectul următor de astăzi este de ce diverse instrumente de iertare nu dau rezultate. Eu pot să spun că am avut prima mea interacțiune cu iertarea a fost când mi-a spus cineva, nu mai știu minte în ce situație eram, mi-a spus să iau o foaie de hârtie și să scriu de 108 ori te iert, te iubesc, mulțumesc și nu mai știu încă ceva. Și așa, scrisesem numerele și pe aceea tot scris, dar deasupra era situația sau persoana sau nu știu. Și mi-aduc aminte că n-am înțeles nimic, am făcut pentru că mi s-a spus că eram atât de disperată că încercam orice. După care cineva a venit și mi-a zis, stai că de fapt asta este Ho'oponopono. Ho'oponopono, ce e aia? Păi exact asta este, că e o formulă de iertare. Bine, și ce dacă? Și știu mai mulți oameni care recomandă instrumentul, dar știu și mai mulți oameni care au spus, a, eu l-am folosit și nu funcționează. Și atunci, Anișoara, de ce nu dau rezultate diversele instrumente de iertare? Da. Deci noi nu contestăm alte instrumente. Ele au dat rezultate în perioada de evoluție a conștiinței umane în care au fost promovate. Adică unele instrumente, să zicem, eu mă raportez mereu la și în perioada în care suntem, pentru că, într-adevăr, totul se accelerează în planul în energia Pământului. Automat e nevoie să ne adaptăm și e nevoie să ne privim pe noi diferit, adică să avem altă percepție asupra tot ceea ce se întâmplă. Dacă ceva a funcționat bine pentru omul de acum 20 sau 30 de ani, vom observa că nu va mai funcționa la fel pentru cel din ziua de astăzi. De ce? Pentru că omul din ziua de astăzi nu mai e omul de acum 20-30 de ani. E supus multor distrageri, trăiește viața diferit, trăiește sub mult stres. Adică deja omul de acum trăiește viața într-un alt mod decât omul de atunci. Și poate că sunt întrebări și cineva se întreabă, bine, și atunci Iisus Hristos a venit cu iertarea de acum 2000 și de ani, da, 2022 de ani, de când. Așa este, dar a venit cu iertarea pură din iubirea pură, divină, pe care omul și acum încearcă să o descifreze ca să poată să o aplice în viață și să vadă ce rezultat obține. Deci asta este evoluția, spre asta mergem noi, spre aspectul cristic din interior, spre această esență divină din noi. Acum depinde cât de cum să spun, cum privești transformarea ta. Adică iertarea așa este, se folosesc tot felul de instrumente și eu am folosit și eu am spus de 108 ori, așa cum spui tu, Zana, multe am, soțul meu chiar... Dacă se trezea noaptea, el de 108 ori spunea, ierta că a avusese multe, multe relații conflictuale pe parcursul cât fusese angajat și de câte ori se trezea și nu adormea, îi spunea iertări de 108 ori cu M persoane. Deci ideea este că putem munci mult așa, putem scrie multe liste de iertare, dar la final eu am lucrat și cu persoane, nu numai cu mine, cu persoane care au făcut practica asta și când am început să luăm persoanele cu care deja lucrase, nu mai zic mama și tata, că ei sunt de bază și frați și surori și toți și parteneri, au constatat că de fapt retrăiesc sentimentele care le aveau atunci. Deci dacă vrei într-adevăr să te verifici, dacă iertarea pe care ai practicat-o a funcționat pentru tine, iei persoana respectivă,
Nu mai spun situația ta sau pe tine să vezi dacă te-ai iertat. Și cu sinceritate te așezi în situația aia sau te așezi imaginar în fața omului ăla, dar cu sinceritate și vezi ce sentimente stârnește. Sau vezi dacă nu cumva astăzi ai atras o situație similară cu o altă persoană, că poate persoana aia nu mai este ea pionul principal, dar tu programelul l-ai înregistrat deja și atunci neiertarea se vede prin ceea ce trăiești acum. Adică e nevoie să te apleci cu multă sinceritate în interior ca să realizezi dacă într-adevăr ai iertat sau nu. Iar iertarea adevărată, deci cum o percepem noi acum, cum o percep eu, este aceea în care sufletul tău este eliberat în totalitate, nu parțial, în totalitate de acea suferință, de acea durere, de acea legătură cu acea persoană și tu rămâi într-o poziție de libertate și de iubire necondiționată, de acceptare totală cu trecutul tău, cu situațiile respective, cu persoanele respective. Îți înțelegi mama, îți înțelegi tatăl, că și ei au avut viața anterioară în care nu li s-a dat totul, în care nu li s-a permis totul, în care n-au avut libertate, au fost educați într-un anume mod. Adică vine această înțelegere interioară, această acceptare care vine numai de la nivelul sufletului și de la nivelul la care noi suntem toți unu, pentru că altfel nu putem avea percepția diferită a vieții, nu numai a noastră, a tot ceea ce trăim noi, a conjuncturilor, a persoanelor, asupra ceea ce, a traiectoriei vieții noastre. Deci numai aplecându-ne cu sinceritate și observând diferența, poți să-ți dai seama dacă funcționează pentru tine iertarea respectivă sau nu. Deci am spus, eu nu contest alte metode, însă prin comparație, pentru că și eu am lucrat tot ce s-a putut lucra în iertare, am realizat ce obțin cu această metodă, cu acest instrument energetic, la nivel de suflet, la nivel profund, la nivel de percepție a vieții, de adevărul din mine și din viața așa cum e creată, pentru că totul nu este realizat de noi, ci este realizat de această iubire din care suntem noi creați, adică iubirea divină. Deci tu, Anișoara, spui că e nevoie să iertăm pe autoritățile care își bat joc de oameni, pe guvernul care ia bani doar pentru el, pe Putin care atacă niște oameni care n-au nicio vină, pe cel de la graniță care nu dă voie bărbatului să iasă din Ucraina, pe cel de la bancă care nu dă credit omului, etc. Da. Așa spun, da. Cu toate că e cel mai greu să faci lucrul ăsta când pe tine te enervează și împotriva ta simți că e ceva care se întâmplă acolo. Ozana, eu îți voi spune care a fost modelul pentru mine inițial, pentru că eu așa m-am format într-o familie religioasă, sunt creștin ortodox și am avut o practică religioasă de vreo 6-7 ani, intensivă, pot spune. Acum nu mai e la fel, dar am sufletul, deci am o bază aici și pentru mine modelul a fost Iisus Hristos în momentul în care a fost răstignit și el a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Deci, practic, dacă te situezi în esența ta de lumină, în conexiunea ta directă cu divinitatea, cu universul, cu creația supremă, atunci îți dai seama că cel care realizează o agresiune sau că realizează ceva împotriva firii umane, cu care omul din noi n-ar fi de acord, realizez că el face ceva, dar nu știe ce face. Adică la nivel profund, de conștient, nu știe. Practic are un rol acolo. Pentru că cei care l-au răstignit pe Iisus, de fapt aveau acest rol. Ei au jucat acest rol pentru ca noi să luăm întreaga esența răstignirii și să știm că urmează de fapt învierea și înălțarea. Aici m-am dus puțin în modelul religios, dar nu despre modelul religios este vorba. Eu de aici am luat modelul pentru mine ca să pot înțelege că de fapt
Iertarea este o înțelegere a vieții privită dintr-un alt plan, dintr-o altă dimensiune, adică de undeva de la nivel de divinitate, unde se vede întregul tablou și acolo nu știm noi de ce cel de la graniță are acea reacție, cel din fața ghișeului are acea reacție, de ce sunt aruncate bombele alea. Adică totul este atât de complex încât eu, anișoara omul, nu pot să am o imagine a adevărului suprem și atunci prin iertare pot să las totul liber, adică nu mai stau legată eu să condamn, să critic, adică nu duc o încărcătură negativă acolo, ci din contră îi dau posibilitatea acelui om prin înțelegerea faptului că el joacă un rol în ceea ce face, prin ceea ce el face, dar știind că și el are esență divină, știind că și el este din această lumină creat și atunci poate alege acest potențial. Deci, practic, deci să știi că pentru mine a făcut un mare, mare sens când ai spus iartă-l că nu știe ce face. Da. Și nu la nivel, la nivel mental știe că apasă pe trăgaci și omoară omul. Sau la nivel mental știe că a semnat un contract de 120 de milioane de vaccine pe care doar le va arunca la gunoi sau care oricum nu sunt bune și nu au niciun efect sau ba din potrivă. Cu alte cuvinte, pentru mine, înțelegerea profundă a faptului că la nivel de suflet el nu știe, acel om care joacă un rol, cum spui tu, și nu știe de fapt ce face, mi se pare wow. Pentru mine, mie îmi explică sau rezolvă, hai să spunem, un gol pe care simt că l-aveam, pentru că îmi lucrasem toate temele legate de revolta împotriva autorităților și tot ce se întâmplă și elita mondială și toate lucrurile inumane care se întâmplă acum le lucrasem, tot ce a ieșit la suprafață, evident, dar acum am înțeles la un alt nivel de profunzime că, de fapt, fiecare om este și el o bucățică într-o mașinărie și, de fapt, da, nu realizează și nu știe în sinea lui, în sufletul lui, dezastrul pe care îl face. Și mai înțeleg că până când un număr suficient de mare din noi nu va face aceste iertări cu fiecare dintre noi și cu cei care ne rănesc în jurul nostru, lumea nu are cum să fie, să se inverseze traiectoria pe care suntem acum. Așa, cu alte cuvinte, suntem pe o traiectorie de distrugere a omului sau a omenirii și traiectoria, ce înțeleg eu, este că nu poate fi schimbată sau, mă rog, întoarsă decât în momentul în care un număr suficient de mare din noi a iertat suficient de mult din încărcătura fiecăruia. Exact, da. Da, așa este. Până când un număr suficient de mare din noi nu și-a rezolvat toate traumele, toate criticile, toate condamnările interioare. Adică noi să emitem alte vibrații și așa putem să rezonăm cu această vibrație a cincea de care tot auzim că se merge, adică planeta, Pământ se îndreaptă acolo. Și într-adevăr și noi oamenii e nevoie să ne purificăm, să ne transformăm vibrațional ca să putem ține pasul cu planeta, altfel planeta își vede de treabă și noi vedem. Deci e foarte important pentru fiecare care ascultă acest mesaj să înțeleagă cât de importantă este iertarea, nu doar pentru individ în sine, ci pentru familie, pentru copii, pentru cei din jur, pentru, până la urmă, umanitate. Da, este iertarea acum, din punctul meu de vedere, realizată profund, are o valoare, nu numai acum, întotdeauna a avut, dar să spunem că nivelul nostru de conștiință acum este diferit și din cauza asta putem accesa mai mult din valoarea ei, are valoare de a ne duce spre pasul următor. Deci dacă privim modelul cristic, așa mi-a venit în seara asta, mă voi raporta la el, dacă privim pasul următor după răstignire, adică după acea pierdere a materialului, a atașamentului de material, de corp, ne duce la învierea sufletului și mai departe la înălțare. Adică, practic, sunt
etapele prin care sufletul nostru, aici pe pământ fiind, merge spre un alt nivel de vibrație și automat noi oamenii în aceste timpuri putem într-adevăr să ținem pasul cu transformarea planetei. Altfel, nu știu cum vom putea. Eu nu pot să mă abțin să nu fac o remarcă că oamenii sau omenirea în general încă nu este pregătită să ajungă să schimbe traiectoria, să inverseze traiectoria. Și mă bazez în general pe ce am văzut, dar am un exemplu concret acum. Suntem live pe Facebook și în momentul de față sunt 65 de persoane care se uită la această emisiune, această sesiune specială. În condițiile în care, în general, când fac un live, acum, undeva media este la 150, 200, chiar și 250 de oameni care se uită instant în acel moment. Deci, faptul că oamenii nu sunt interesați de acest subiect ne arată că majoritatea încă nu au suferit suficient de mult? Aș putea spune așa? Eu cred că majoritatea consideră că știu ce înseamnă iertarea și că nu este ceva atât de important, sau nu știu, poate că nu-și pun întrebările astea atât de profund în interiorul lor. Și nu sunt pregătiți să se schimbe ei pe ei ca să poată să schimbe, de fapt, situația omenirii. Sau sunt prinși prea mult de exterior. Cred că și aici este un răspuns, pentru că distragerile sunt foarte mari în timpurile noastre acum. Adică suntem distrași de foarte mulți factori externi, așa încât timpul pentru noi, timpul pentru a sta noi cu noi în pace în interior, să ne întrebăm. Deci noi aici punem niște întrebări ale sufletului, da? Cum să ne ușurăm sufletul, cum să ne împăcăm sus, să avem sufletul mai împlinit, așa încât să generăm vieți mai împlinite. Deci aceste întrebări ți le pui când ești cât de cât într-o oarecare liniște a ta, pe care tu ți-o dorești să o ai, iar dacă n-ai început să o iei pe această cale de transformare, e cam greu, într-adevăr, pentru că sunt foarte multe distrageri. Deci eu cred că asta ar fi unul din motive. Și apropo de distrageri, sunt convinsă că sunt persoane care ascultă ceea ce discutăm acum și o să spună, da, foarte interesant, vreau și eu să lucrez cu acest instrument. Înțeleg diferența și înțeleg că mă poate ajuta. Dar stai că de fapt n-am timp, n-am bani, n-am... Sunt distrageri care îi țin pe majoritate. De fapt, distragerile sunt cumva sunt dușmanul cel mai mare al nostru, al fiecăruia dintre noi, ca să putem să dăm timp și energie și focus și bani și investiție și tot ce e nevoie pentru a putea lucra cu noi, cu sufletul nostru și a putea evolua și a putea ajunge la stadiul la care efectiv să trăiești în acea lume frumoasă pe care ți-o dorești. Pentru că unii din noi suntem acolo, deci și Anișoara și eu, deși situația nu este tocmai roz, noi trăim în lumea frumoasă, pentru că lumea frumoasă pleacă din interiorul nostru. Și atunci tot ceea ce facem, toate gândurile, toate sentimentele, tot ceea ce vedem, este văzut în lumină. Și atunci ne e bine și ne putem bucura într-adevăr de fiecare zi. Zana, dar haide să spunem că noi prin acest instrument transformăm și distragerile, adică avem mijlocul de iertare prin care transformăm absolut orice poate fi un blocaj pentru noi în acel moment. Deci iată că nu transformăm cu acest instrument sau nu iertăm doar pe mama, fratele, hoțul sau iubitul care m-a înșelat sau eu știu ce eveniment, ci iertăm orice care stă în calea noastră, de fapt, și care ne ține în situații neplăcute și la care ne creează probleme în viață. Și distragerea este un exemplu de temă de lucru. Da, că aceste situații neplăcute sunt, de fapt, percepțiile pe care noi le avem acum despre adevărul vieții, dar, de fapt, adevărul vieții și adevărata creație divină se află dincolo de ceea ce noi percepem
și putem ajunge la ea prin adevărul sufletului, în momentul în care îndepărtăm toate aceste, așa sunt ca niște hățișuri în viața noastră acum, deci cumva cam așa se simte energetic, că sunt distrageri, că sunt blocaje, că nu ai timp, că e gălăgie, că e suferință, știu eu, sunt atâtea și atâtea, dar prin acest instrument noi transformăm, că de-aia este, vorbim în seara asta, alchimia iertării, deci practic avem posibilitatea și asta se realizează, se alchimizează, alchimia, deci după cum se știe, este, vine din ezoterism, așa, dar se e cunoscută ca fiind acea metodă, mijloc, prin care se poate transforma un element chimic, este în, e vorba de transmutarea elementelor chimice în aur. Deci cam asta ar fi fost definiția sau un elixirul vieții. Dar noi aici, de fapt, alchimizăm, practic transformăm orice energie de vibrație joasă pe care o conștientizăm într-o energie liberă de creație. Adică putem crea apoi, putem avea energia necesară ca să putem crea ceea ce noi ne dorim. Știind și toți am auzit că suntem co-creatori, că participăm la creație, dar cum anume? Deci întrebarea este cum participăm. Și când ne punem întrebarea cum, atunci realizăm că este nevoie de energie nouă pentru a putea crea ceva nou în viețile noastre. Și de aceea e nevoie de un mentor, de un ghid, de o persoană care a trecut prin zbaterile pe care majoritatea le au acum, ca să poată să susțină, să ghideze pe fiecare dintre noi să ajungă la acea stare de spirit în care să se bucure, să-i fie bine și, apropo de cum ne place nouă să vedem viața și să credem, să simțim că trăim în permanență în starea de vacanță. Întorcându-ne la tema noastră, la punctul următor, era cum un supraviețuitor de la Auschwitz a rămas în viață cu ajutorul iertării. Da, deci asta este relatată istorioara în de către Carol Truman, din cărticica care eu am spus de ce, deci când am spus de ce să iertăm, ea relatează această povestioare a unui supraviețuitor care a fost întrebat în momentul în care sau au fost eliberați cei care au mai fost în lagăr, cum de a supraviețuit. El era foarte bine, vital, vioi, deci cu imunitate bună, că tocmai de asta se și leagă următoarea întrebare. Deci a fost verificat starea lui de sănătate și era extrem de bine comparativ cu alții. Iar răspunsul lui, el era un polonez care știa limba germană, dar în momentul în care a fost luat de nemți, da? I s-au împușcat familia în fața lui. Deci a trecut prin această experiență. Dar el, pentru că știa limba germană, pe el l-au lăsat și l-au folosit ca și translator. Iar răspunsul lui a fost acela că i-a iertat pe toți cei care i-au împușcat familia. Deci, practic, iertarea atât de profundă te ajută nu numai să supraviețuiești, să fii în viață în momente în care alții, fără să treacă printr-o astfel de experiență dureroasă a sufletului, da? Poate ca altfel alte persoane, nu știu dacă ar fi supraviețuit prea mult, adică stăm și ne uităm ce trăim noi acum și ce se întâmplă și realizăm ce diferență este de atitudine, de comportament, de practic, de mișcarea asta a energiei în sufletul omului, așa încât să poți să treci și să ierți total o astfel de experiență și pe cei care au participat, așa încât s-a eliberat de acel eveniment, s-a eliberat de acea agresivitate care a existat atunci. Și asta i-a permis nu numai să supraviețuiască, i-a permis să aibă o imunitate extrem de bună. Este fix contraintuitiv. Fiindcă dacă cineva îți face rău, normal, uman este să te gândești la
răzbunare, să te superi pe persoana respectivă, să vrei să-i faci rău, să ții acolo ceva urât legat de persoana respectivă sau situație. Dar... Asta dacă gândim din prisma omului care suntem noi, dar când ne raportăm la noi ca și structură care are suflet, are spirit, adică când ne percepem pe noi dintr-o altă perspectivă, din perspectiva spirituală, îți pui alte întrebări deja. Adică omul, dacă are dorință de răzbunare, el nu poate fi în același timp și Dumnezeu. Adică nu poate fi și în esența lui divină, pentru că nu există Dumnezeu răzbunător. Că am auzit noi diverse, sunt diverse caracterizări, dacă Dumnezeu ne pedepsește sau, mă rog, asta este o altă zonă și nu intrăm noi aici. Însă Dumnezeu este iubire, adică Creatorul Suprem este de fapt iubire, iar noi această iubire acum spre asta, călătoria noastră pe pământ, spre asta merge, spre a percepe, spre a aduce mai mult din această iubire care există în noi, în manifestare, în a putea să o trăim ca și întreg, ca și umanitate. Dar este o călătorie interioară a fiecăruia dintre noi și trece și prin această răzbunare care spui tu, care noi o avem acumulată la nivel subconștient, pentru că s-a trecut, să nu uităm cum s-a trăit pe pământ, da? Deci s-a trăit și omul a evoluat trecând prin foarte multă agresivitate și a existat multă răzbunare. Cum spun și oamenii de știință, se moștenește la nivel genetic, se moștenesc programe din astea genetice de la 7 generații, 7 sau mai multe generații anterioare. Deci automat că avem la nivel de ADN, avem răzbunare noi toți. Adică este ceva firesc și natural. Când ne înțelegem și cum suntem creați de Creator și cum ne influențează arborele nostru genealogic, deci de unde suntem noi veniți și cum a călătorit sufletul și a avut și alte existențe, că n-a venit doar acum și a acumulat și acolo multe alte traume sau mai știu eu, ceea ce realizează hipnoza care ne poate duce spre astfel de zone în vieți anterioare și ne poate releva. Adică e o știință asta și se știe acum, deci nu mai sunt surprize. Important să ne punem întrebările potrivite și să putem să fim suficient de sinceri cu noi și să știm dacă ne dorim într-adevăr vindecarea adevărată a sufletului ca să putem trăi viețile alea bune pe care sufletul, la care sufletul tânjește. Ne dă tot felul de informații în minte, dar nu poate din cauza faptului că avem foarte multe acumulări la nivel de subconștient, foarte multe convingeri, frici și blocaje de tot felul, atitudini, comportamente care nu ne mai sunt de folos acum. Și care fiecare din ele e nevoie să fie iertat. Da, este singura soluție. Dar vestea bună este că nu-i chiar atât de greu pe cât pare sau pe cât cred mulți, mai ales cei care au încercat. Deci, dacă ne ducem la cum îți poți crește imunitatea cu ajutorul iertării, Anișoara, mai este ceva de adăugat aici? Păi, nu mai este, că în partea științifică am spus-o prin faptul că chimia neiertării, adică ceea ce se secretă în organism prin neiertare, acea agitație, deci se obține un stres la nivel mental, emoțional, care duce la deteriorarea, la scăderea imunității. Deci, practic, ceea ce se întâmplă în interiorul nostru prin neiertare, scade imunitatea. Prin iertare, practic, noi nu facem decât să secretăm, ca și hormonal vorbind, deci chimia noastră interioară să ne susțină imunitatea, pentru că starea de bine pe care ți-o generează un suflet eliberat de toate aceste încărcături nu fac decât să-ți țină un sistem imunitar în cotele cele mai bune potrivite pentru organismul tău. Deci, practic, iertarea te ajută să ai o altă chimie interioară, așa încât starea ta de bine și imunitatea să-ți fie tot timpul la cotele cele mai bune. Eu aș vrea să-i răspund Danei, care spune că la mine se aud Ozana și Anișoara vorbind în același timp. Se aud pentru că ești și pe Facebook și în Zoom, Dana. Deci trebuie să închizi una dintre ele. Eu aș vrea să concluzionez partea cu imunitatea.
Iarăși, uitându-mă la mine versus cei din jur, pentru că sunt omul care n-a făcut niciun vaccin, sunt omul care n-a luat corona și nu m-am ferit absolut deloc de el, ba dimpotrivă, m-am dus și am interacționat normal cu oamenii ca și cum n-ar fi existat. Și mai mult decât atât, văd că sunt foarte mulți oameni acum care în ultima perioadă au răcit. Același fel de răceală, răceală care se simte în gât, tușesc un pic, sunt cu nasul înfundat, nu se simt bine. Sunt fix aceleași simptome pe care am observat că le-au foarte, foarte mulți. Cel puțin în ultimele 2-3 săptămâni am auzit și în Marea Britanie și în România de foarte mulți oameni care se plâng de fix aceleași senzații. Și inclusiv Ras, prietenul meu, a trecut prin această răceală, eu fiind lângă el. Inclusiv Sebastian, băiatul meu, a avut-o, la el s-a manifestat foarte ușor. Ideea este că la mine n-a ajuns. De ce? Tocmai pentru că mi-am lucrat foarte multe iertări. Am iertat foarte mult din încărcătura mea și, într-adevăr, a crescut sistemul imunitar. Deci, Anișoara, ne îndreptăm spre final, în sensul în care, înainte de întrebări, să dăm și această soluție, și anume instrumentul în patru pași de care am menționat, care se numește Energetic Empowerment, instrument care a fost, Anișoara a fost ghidată din univers să îl dezvolte în baza, evident, diverselor experiențe și încercări și traininguri la care a participat și încercări prin care a trecut ea. Și acum este instrumentul, acest Energetic Empowerment este instrumentul pe care cei din programele pe care le coordonează Anișoara l-au însușit ca parte din viața lor, ca parte din stilul de viață. Deci exact așa cum ne spălăm pe dinți, lucrăm și cu acest instrument. Efectiv, atât de ușor este să-l folosești. Ce-i cu acest instrument, Anișoara, și cum de are el efecte instante? Da, și eu apoi, după ce l-am primit așa și am văzut cum este asamblat, deci pe inspirație, am încercat să înțeleg mai mult. Percepția mea de acum, pe care o am acum, este că așa cum a fost perioada în care a fost nevoie să ne aplicăm mai mult către modul nostru de gândire, către să ne înțelegem mentalul, să înțelegem de ce gândurile negative ne creează situații negative sau ne atrag către noi persoane sau negativități în diverse moduri. Deci așa cum a existat o perioadă când s-a implementat această igienă, să-i spunem, mentală, deci faptul că este important să fii atent la gândurile tale și să implementezi gânduri pozitive dacă dorești să ai o viață bună. Deci a fost o astfel de perioadă. Știu că în America a început în anii 1920-30, la noi a apărut mai mult după 90, deci după 89-90. Gradat, treptat, din punctul meu de vedere trecem printr-o perioadă în care este nevoie să ne aplicăm mai mult către suflet, adică să mergem mai mult și mai profund în interior către esența noastră și să avem o igienă a sufletului. Deci este un fel de igienă a sufletului, numai că această, eu așa îi spun, este ca o igienă, adică este nevoie să observi ce încărcătură ai acolo de te blochează, ce frică, ce convingere, ce blocaj, ce te preocupă pe tine și nu ești tu bine în viața ta fizică, exterioară, pentru că este generată de ce este în interiorul tău. Deci, practic, punându-ți întrebările potrivite ție și dorind într-adevăr să-ți vindești viața, dorind într-adevăr, eu vorbesc acum pentru persoanele care nu au renunțat la a-și dori. Sunt persoane care, da, pentru că sunt persoane care renunță, adică se plafonează sau zic că am încercat atâtea ceruri mai are sau, nu știu, și așa e greu, și așa vine războiul, și așa au tot felul de comentarii în exterior, cei care nu lucrează, cei care nu se implică mai mult în viețile lor,
sau merg așa înainte și văd eu ce o mai fi. Deci sunt tot felul de variante, de moduri de gândire. Deci eu vorbesc pentru cei care doresc într-adevăr să-și cunoască potențialul, să aducă mai mult în viața proprie, să-și simtă sufletul, să-L caute mai mult pe Dumnezeu, dacă vrei, sau să caute mai mult ce înseamnă acest câmp cuantic sau cum ne influențează sau cum avem noi acces la potențialul cel mai măreț al nostru. Deci toate întrebările pe care ți le pui legat de evoluție, evoluție spirituală, cum pot eu evolua mai rapid, cum pot accelera mai mult în evoluția mea. Deci când îți pui întrebările potrivite, atunci are sens să mergem către energetic empowerment, pentru că într-adevăr acest mod de a ierta în acești patru pași pe care noi îi expunem pe parcursul lucrului, are o parte pe care nu o regăsim la niciun alt instrument de iertare, la asta mă refer, și se referă la această înțelegere a noastră ca și întreg, a modului cum suntem noi creați, ca și ființe de energie. Și pentru că tot ce am trăit pe parcursul acestei vieți și nu numai acestei vieți, pentru că sufletul nostru are înmagazinat diferite programe, diferite... Noi venim cu niște coduri, venim cu niște lecții, venim cu ceva de învățat. Ei, toate acestea reprezintă tot energie, pentru că dacă suntem lumină și energie, deci totul este codificat și se află acolo. Și atunci, prin această percepție a noastră ca ființe de energie, ca și energie, pentru că avem aceste câmpuri care sunt infinite, mă rog, sunt finite ele, dar sunt foarte mari din punct de vedere energetic. Este vorba de modul cum suntem noi creați la nivel subatomic, da? Deci avem câmpul energetic foarte mare comparativ cu partea de materie. Și atunci când te percepi așa, îți dai seama că este mult mai mult de cunoscut despre tine și te și întrebi, oare energia mea prin tot ce am trăit anterior, unde se află sau ce am făcut cu ea sau ce am creat cu energia mea? Și dacă îți observi viața și unde ești acum, îți dai seama că e o mare legătură între trecutul tău, ceea ce trăiești acum, și că poți să schimbi viitorul dacă știi ce să faci cu toate aceste coduri, cu toate aceste magazinări pe care fiecare le avem. Deci, pasul, un pas important din acest instrument este acela de recuperare a energiei pierdute în diverse etape sau acțiuni sau situații sau ceva-uri din trecut. Dacă poți, Anișoara, să explici mai bine. Da, explic acum, da. Deci am vrut să creez așa o mică imagine pentru cei care poate nu au a noastră, a oamenilor, ca și ființe de energie, că vorbim de energie, de vibrație aici. Instrumentul Energetic Empowerment conține patru pași, într-adevăr, deci trecem prin patru pași, însă de bază este pasul 1, bine, tot fiecare are importanța lui, dar pasul 1 este relevant în transformare, pentru că aici se referă la faptul că ceea ce tu dorești să ierți, de fapt, intră în creuzetul ăsta al iubirii divine a lui Dumnezeu. Și se întâmplă totul aici. Noi ne raportăm la acest instrument, dar din perspectiva noastră ca esență divină. Deci nu voi ierta eu omul, Anișoara, ci Dumnezeu creează acest spațiu care se află în fiecare dintre noi. Eu doar îl conștientizez că există și totul se întâmplă aici. Deci se transformă, practic, orice neiertare de a noastră, orice blocaj, orice condiționare, orice teamă, orice comportament, orice atitudine, orice situație care pentru noi nu reprezintă o stare de bine sau nu ne împlinește sufletul sau nu ne duce către acea evoluție pe care ne-o dorim. Deci, practic, în pasul 1 se transformă în această iubire divină, acea energie, acea vibrație, se transformă,
în energie liberă. Deci este o transformare venit pe principiul din fizică, că energia nu se, niciunde în univers energia nu se creează, ea doar se transformă. Și atunci când ne punem întrebarea, oare energia, eu cu energia mea în trecut, ce am făcut? Da? Am ajuns în ziua de astăzi, dar cum am utilizat-o, cum am gestionat-o, realizăm că de fapt avem foarte multă energie blocată, avem foarte multă energie pierdută în relații, în situații, în atitudini de ale noastre. Vă dau un exemplu. Eu am pornit în viață, să zicem, cu stângul, da? Dar nu, așa a fost traiectoria vieții mele, adică mai depresivă. Am fost foarte pesimistă, de asta m-a și preocupat foarte mult să cunosc despre mintea mea, emoțiile mele. Mi-am pus întrebări multe. Cu toate că am intrat la facultatea de matematică, după 2 ani am abandonat-o, m-am retras, pentru că nu aveam o stare bună, nu aveam acea vitalitate, nu mă împlinea, nu mă interesa. Deci nu aveam o atitudine negativă, pesimistă. Și pe măsură ce am evoluat, ce m-am transformat, am căutat, mă rog, am vindecat multe la mine, mi-am pus întrebarea, oare atunci când eu am avut acele trăiri de frecvență joasă, pesimistă, cu energia mea ce am făcut? Și atunci răspunsul a fost că este o energie blocată. Deci avem energii foarte multe rămase în etape ale vieții, în relații care nu ne-au împlinit, în relații în care am suferit, în situații de viață și noi nu știm că acea energie a noastră nu se poate întoarce. Adică ea singură, fără noi care suntem creatorul, nu poate reveni la noi sub o altă formă. Iar marele și de asta ajungem, Anișoara, mulți oameni ajung să nu mai aibă energie. Să nu mai aibă chef, să nu mai... Da. Pentru cine dorește să înțeleagă mai bine, eu recomand să ascultați, să știu să vă cumpărați cursurile doctorului Joe Dispenza, pentru că el explică această parte energetică științific. Deci este un om de știință care a făcut cercetări neurologice în ultimii 5 ani cu echipe de neurologi, medici neurologi, și explică. Deci pentru cine dorește să cunoască în amănunt partea asta energetică și el spune, dacă tu dorești într-adevăr, spune ce facem noi cu energia. Adică, noi suntem materie, deci voi lua exemplu care este dat, materie, dacă e să comparăm partea de materie, corpul fizic, suntem cât o portocală, iar câmpul nostru energetic este cât un stadion de fotbal. Deci asta ar fi raportul, dar asta pentru o ființă sănătoasă, da? Energia lui completă, o energie bună. În momentul în care avem foarte multe experiențe de viață care ne lasă multe trăiri negative de frecvență joasă, da? Înregistrăm în interior multă acumulare de mânie, de furie, de neîmplinire, de suferință, durere, câte și mai câte la fiecare dintre noi, se restrânge acest câmp energetic pentru că acea energie nu mai este întreținută la nivelul ăla, până la câmpul energetic a se reduce total. Și în momentul în care se reduce total câmpul energetic, atunci energia, noi o folosim din energia organelor, cea care e nevoie să o avem pentru regenerare. Și în acel moment se instalează bolile. Deci în momentul în care deja s-a instalat boala, e clar că s-a redus câmpul energetic al nostru și automat că nu vei putea crea în viața ta un alt viitor decât vei merge pe traiectoria vieții pe care te afli acum. Deci ca să poți schimba traiectoria vieții și să poți să ai acces la un alt stil de viață, în prima fază, da, e normal să-ți dorești. În a doua este normal să și crezi că poți asta. Adică dacă nu crezi, nici n-ai cum să pornești pe o altă traiectorie. Și apoi poți să începi să lucrezi la transformarea energiilor tale care se află blocate, să-ți recuperezi energia. De ce? Ca să-ți poți reîntregi rezervorul tău energetic și să poți, într-adevăr, să ai acces să-ți creezi o viață pe care tu, sufletul tău știe că poate să o trăiască. Și cu precizarea că oricare dintre noi poate să trăiască o viață absolut minunată.
Da. Important este să vrei și să și faci lucruri în sensul acesta. Și de aceea suntem noi aici, pentru că avem foarte multe programe pe platforma Be You Be Free, prin care poți ușor, ușor, pas cu pas, să-ți transformi, să-ți identifici în primul rând și să-ți transformi acele cevauri care te țin în loc și care nu te lasă să progresezi, care te țin în continuare într-o stare de suferință sau într-o viață în care nu-ți place. Și apropo de aceste programe, evident că vă invităm în continuare cine își dorește să lucreze cu acest instrument. Sunt foarte multe programe pe platforma Be You Be Free, după cum am spus. În mod special, acum aș vrea să vă spun de două dintre ele, după care să începem să luăm întrebările. Și mai interesant, înainte de întrebări, să ne spună Anișoara, care-i găselnița, dacă pot să spun așa, faptului că cu instrumentul Energetic Empowerment, nu numai că îți transformi energia, dar și știi când s-a transformat în totalitate. Deci, programele la care vă invităm sunt, pe de-o parte, cheile transformării de sine către viața pe care o iubești. Acestea sunt sesiuni săptămânale în fiecare seară de luni, timp de o oră, și la fiecare cheie dăm temele cheii respective și se lucrează, evident, cu Energetic Empowerment. Este și o meditație de integrare și un gând de împuternicire prin care îți direcționezi energia pe care o eliberezi, cea negativă, către opusul ei, și anume către ceva ce îți dorești. Și al doilea program, o să pun link-urile pe Zoom și pe Facebook, sunt și în descrierea Facebook live-ului pentru cine urmărește pe Facebook. Al doilea program este programul de marți seară, prin care Anișoara ghidează toți participanții, maxim sunt 20 de participanți, să-și identifice împreună, mă rog, Anișoara identifică temele de lucru care e nevoie să fie puse în instrumentul Energetic Empowerment și transformate. Aceste discuții individuale sunt în baza preocupărilor sau situațiilor mai puțin plăcute pe care fiecare participant le aduce în discuții. Cu alte cuvinte, cine e structurat și vrea să știe exact ce se întâmplă, veniți la cheile transformării, pentru că acolo știi exact, de exemplu, o cheie este de la critic, transformă critica în apreciere sau eliberează blocajul care te ține să obții ce-ți dorești acum, sau transformă frica în siguranță. Deci, transformăm ceva negativ în opusul ei. Deci, acestea sunt structurate, sunt predefinite, iar în programul de marți, de consiliere generală spirituală, sunt discuții libere cu fiecare participant. De aceea este un număr restrâns de oameni, de doar 20 de participanți, pentru că Anișoara identifică cu fiecare în parte în baza situațiilor ce e nevoie. Dacă vrei să vii la amândouă, evident, te invităm să vii la amândouă. Dacă vrei să testezi programul de marți cu o sesiune gratuită, o să pun link-ul pentru sesiune acum și în Zoom și în Facebook. Te invităm să încerci să vezi dacă este pentru tine această consiliere de marți. Iar cheile, să știi că sunt toate cheile, indiferent când intri în program, sunt live o dată pe săptămână, restul sunt înregistrate în platformă și odată ce ai intrat în program, atâta timp cât ești în program, poți să beneficiezi de toate cheile și cele care au fost deja livrate. Deci poți să lucrezi mai multe chei în fiecare săptămână. Anișoara, cum identificăm sau cum știm că energia a fost transformată în totalitate în cadrul primului pas? Da, este un mesaj al corpului pe care nu este numai în cazul acestui mod de transformare, deci astfel de mesaje le mai obținem cu diverse alte ocazii sau instrumente, este vorba de căscat. Da? Când începem să căscăm, deja energia începe să se mișcă, se eliberează și lucrăm până când
nu mai căscăm sau observăm ca o stare de eliberare de la nivelul pieptului. Este ca o eliberare care se simte sau se poate simți, se poate simți și altfel în funcție de ceea ce se prelucrează în acel moment, însă acesta e semnul, mesajul în general. Deci căscăm pe măsură ce repetăm primul pas, începe corpul și eliberează și prelucrează și apoi când încheiem cu căscatul, am terminat și prelucrarea, transformarea energiei. Și Oana întreabă dacă poți să spui așa pe repede înainte care sunt, deci acesta este primul pas? Da. Spun, numai că nu le vom detalia pentru că necesită, noi avem și un video în acest sens, deci necesită mai mult timp. Nu le vom detalia. Spun, sigur, primul pas sună așa, Dumnezeu este iubirea în care iert și punem blocajul, să spunem ura din mine. Dumnezeu este iubirea în care iert toată ura din mine, de la facere până acum, din orice loc, din orice timp, trecut, prezent și viitor, din corpul fizic, mental, emoțional, spiritual, celelalte corpuri subtile, din aură, chakre, meridiane, nadisuri, ADN, memoria celulară, din orice potențial, orice dimensiune, multidimensionalitate, interfața dintre lumi. Deci aici prelucrăm ura, repetăm acest prim pas până când începem să căscăm și după care nu mai căscăm. Deci atât de mult se repetă. La fiecare evident că are altă profunzime. Nici la mine, nici la Ozana și nici la niciun participant de aici nu vom lucra, nu va fi aceeași profunzime și nu vom lucra același timp, da, ca și timp. Deci la fiecare diferă timpul în funcție de cât de mult are ură în interior, în cazul nostru ură. Încă o dată precizarea că cine își dorește să lucreze cu acest instrument, și la chei lucrăm cu el și în programul de marți, iar în programul de marți puteți să veniți odată săptămâna viitoare gratuit ca să vedeți, să primiți textul, mă rog, să lucrați efectiv, experimental. Acum este doar de a înțelege că există un astfel de instrument și să înțelegi doar pașii concreți, cei patru care sunt. Da, acum îl expunem, doar așa. Dar trecem prin el ca și o descriere sumară. Pasul 2 spune, văd viața mea binecuvântată, eliberată de toate greșelile mele și onorez așa cum este, dar noi avem un video în acest sens, în care se explică. Cine, da? Se înscrie la sesiunea gratuită va primi videoul și primește toată explicația instrumentului. Pasul 3, mă văd pe mine liberă, eliberată de mă văd pe mine liberă, eliberată de toate judecățile mele și se spune asta de 3 ori și pasul 4, revendicăm energia pe care am transformat-o la primul pas. Se lucrează cu palmele deschise, orientate în sus, în gest de primire și vom spune, revendic acum toată energia blocată, cedată, pierdută, lăsată în toate situațiile în care am simțit ură. De la facere până acum, din orice loc, din orice timp, trecut, prezent și viitor, din corpul fizic, mental, emoțional, spiritual, celelalte corpuri subtile, din aură, chakre, meridiane, nadisuri, ADN, memoria celulară, din orice potențial, orice dimensiune, multidimensionalitate, interfața dintre lumi. După care rămânem cu în această postură, să-i spunem, a corpului de primire și rămânem atât cât simțim la început, nu, dar apoi se simte. Cine e mai senzitiv simte, se simte cum energia circulă altfel, în palme, în corp, deci pur și simplu ne simțim propria energie, începem și avem această nouă percepție care se dezvoltă în fiecare dintre noi. Și pentru care evident că e nevoie să fii inițiat în instrument, deci pentru mine cel puțin la început n-avea niciun sens nimic, mi-a explicat Anișoara de vreo 3 ori și tot am preceput, până când nu m-a inițiat efectiv să lucrez împreună cu ea, să mă susțină energetic, să mă ghideze pas cu pas, pentru mine n-a funcționat. Poate că am fost mai bâtă, poate că na, fiecare cum e. Ideea este că în cadrul sesiunilor ești susținut energetic și merită să participi pentru că e mult mai ușoară transformarea. Altfel poți să stai cu instrumentul să citești textul și să nu se întâmple nimic pentru că nu te-ai conectat încă, pentru că n-ai fost inițiat, pentru că nu ești susținut energetic, pentru că pur și simplu, na, e un text pe care îl citești și nu,
n-are meaning în engleză, n-are acea energie din spate pe care o dă anișoara celor care primesc inițierea sau sunt în programele, sau și sunt în programele noastre. Da, în toate programele eu realizez această susținere energetică, așa încât să putem genera această mișcare a energiei cu ușurință la fiecare participant. Plus că ai nevoie să știi să formulezi temele corect, pentru că dacă nu le formulezi corect, poți să lucrezi degeaba și nu se rezolvă iarăși iertarea în totalitate. Hai să mergem și la întrebări. Eu văzusem mai multe întrebări aici. Deci era... Alina ne spune, de ce uneori după ce ierți o persoană se întoarce în viața ta și îți face exact același lucru? Am greșit eu că am reprimit-o în viața mea după ce am iertat-o sau nu am iertat-o cu adevărat? Da, dacă persoana revine și face același lucru, fie n-ai învățat-o lecția sau lecțiile, sunt mai mult aici. După cum spuneam, noi iertăm ceva ce este aparent sau ceea ce este evident pentru noi de iertat, dar întotdeauna acel context, acea situație, acea relație cu acea persoană include mult mai mult de ceea ce este evident. Doar iertarea persoanei și doar în modul clasic de a ierta nu ne eliberează și nu ne aduce și învățătura și lecția și înțelepciunea din ceea ce s-a creat atunci în trecutul ăla. Deci iertarea, așa cum noi o înțelegem și o practicăm prin Energetic Empowerment, înseamnă într-adevăr să-ți iei și lecția, să-ți iei învățătura, să-ți rezolvi suferința, să închei legătura energetică cu persoana. Adică presupune ceva complet. Noi, prin alte mijloace de a ierta, cel puțin asta e percepția mea acum, am făcut ceva parțial, adică am inițiat o iertare, dar parțial. Undeva acolo s-a întâmplat ceva. După care constatăm că, de fapt, nu s-a realizat iertarea cu adevărat. Despre asta e vorba. Deci e nevoie de mult mai mult decât acea iertare, cum noi o știm, clasic. Următoarea întrebare, am fost trădată și am iertat, dar iar m-a trădat acea persoană și nu înțelege schimbarea. Cum să procedez? Să iert la infinit sau să ies din această trădare? Păi, nu înțelege persoana. Persoana nu se va schimba, persoana cealaltă, mă voi schimba eu. Și eu am râs pentru că și eu în prima relație așteptam să se schimbe persoana, adică să se schimbe partenerul meu. Deci ideea este că dacă a fost trădare, trădarea asta are și ea, la fel ca și la întrebarea precedentă, răspunsul este că nu e doar trădarea. Trădarea este într-adevăr o lecție pentru mine, să înțeleg că dacă am fost trădat pe principiul că celălalt îmi oglindește ceva ce este în mine, fie mă trădez eu pe mine, îmi trădez valorile, fie am trădat și eu în altă viață, fie relația este karmică și atunci este o relație karmică și e nevoie să lucrez partea karmică, fie la momentul la care eu simt că acea relație nu mă împlinește și că nu este ceva ce eu aș dori, într-adevăr ies din relație, dar a ieșit din relație și a nu-ți rezolva temele care ți le-au adus acea relație, înseamnă că tu nu faci decât să păstrezi programelul de trădare la nivel de subconștient, adică rămâi cu acest programel că bărbatul te trădează și vei atrage, sau frica de a rămâi cu frica de a nu fi trădat în continuare și vei atrage automat un partener care inițial pare că ar fi ceva ideal, dar de fapt va face același lucru. Deci ideea este să îți rezolvi în totalitate tema, să-ți vindeci în totalitate, să ierți în totalitate și, așa cum am spus anterior, să realizezi acea iertare completă în suflet, în care observi toate fațetele, deci tot ce participă la acea trădare din relație. Sunt mai multe fațete. Faptul că eu lucrez energetic, eu sunt practician Reconnective Healing și reconectare personală de 14 ani și prin practica energetică am avut acces la a conștientiza mai mult din ce se întâmplă în
dimensiuni, în energie. Deci, practic, sunt mai multe fațete întotdeauna pe care le avem în orice, și într-o relație, și într-o situație. Nu este doar o singură perspectivă, doar ceea ce se vede. Sunt mult mai multe. Și atunci, de asta este important să lucrăm și cu ceea ce nu se vede, să lucrez și să observ apoi ce mi-apare la nivel de conștient. Deci, ce mai am eu în continuare de lucrat sau de transformat, așa încât să mă eliberez în totalitate din acea situație sau din acel tipar al trădării. Noi abordăm așa din toate zonele. E important încă o dată să înțelegi toate temele de pe lângă și pentru asta chiar ai nevoie de o ghidare, o perioadă de timp până când te poți prinde singur sau singură care sunt temele și să ți le formulezi corect. Apropo de că cineva pusese în comentarii în Facebook despre diverse situații, sentimente de energie joasă, noi mâine avem sesiunea pe eliberarea dezamăgirii. Deci cine vrea să vadă cum funcționează acest instrument și să și elibereze, să scape pentru toată viața de dezamăgire, veniți la sesiunea pe care am pus-o acum pe Zoom. Am pus link-ul aici în chat. Elena spune, când folosești instrumentul, pur și simplu ierți și nu mai ai niciun sentiment față de situație sau persoană. Exact despre asta este vorba, că odată ce ai finalizat iertarea cu toate temele ei aferente, pur și simplu nu te mai deranjează, nu mai ai niciun sentiment, nu te mai calcă pe nicio bătătură și e un om sau o situație sau un ceva ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. Și poți să mergi cu zâmbetul pe buze. Sau te eliberezi tu pe tine, pentru că noi, de ce să nu spunem, noi avem multă neiertare față de noi. Deci este foarte important să înțelegem că, de fapt, noi, la bază, nu ne iertăm pe noi. Avem multă neiertare în interiorul nostru. Și ceea ce se întâmplă în exterior, de fapt, este acel proces intern din noi. Ne judecăm, ne învinovățim, ne criticăm. Deci avem un dialog interior destul de bogat în ceea ce privește a nu ne valoriza suficient pe noi și din cauza asta avem nevoie să lucrăm iertarea din toate zonele, adică și intern, și în relații, și în situații, ca într-adevăr să putem să ne eliberăm, să avem sufletele libere, să putem beneficia de potențialul care e pus în noi. O altă întrebare, dacă cineva a vrut să mă omoare, posibil în timpul sarcinii mamei sau în primul an de viață, nu știu cine e concret, nu mai ar fi posibil să întreb părinții. Iert pe cine? Mulțumesc! Agresorul. Ierți agresorul. Sau persoana care a încercat să mă omoare. Sau agresorul, cel care a vrut să mă anihileze, să-mi ia viața, să ceva agresor. Deci îi pot spune agresor, pur și simplu. Mihaela zice să punem link-ul pe WhatsApp sau pe mail. Da, o să le trimit și pe mail la toți cei care s-au înscris la această sesiune. După ce termină mâine, cred că o să le primiți pe mail. Pe WhatsApp nu știu pe ce grup. Dacă ai numărul meu, scrie-mi și îți pot da link-urile pe WhatsApp. Întrebări eu nu mai văd în chat, mai văd comentarii. Dacă mai are cineva întrebări, puneți-le acum să răspundem. Am zis că stăm până la ora 22 ora României și nu-mi vine să cred că ne-am încadrat și mai avem și 10 minute. Eu nu... Dacă tot mai avem 10 minute, o să vă citesc ce a spus Silviu, ne-a pus pe grupuri, că la fiecare grup noi avem câte un grup de WhatsApp în care se lucrează pe subiectele respective.
Și Silvia ne-a spus așa, acum un an, nu, acum am pentru prima oară în viața mea o soluție prin care să-mi schimb viața. Sunt fericit că am nimerit acolo unde colege cu căutări de ani de zile recunosc că nu au găsit până acum un loc unde, cu o astfel de tehnică, să obțină rezultate așa de repede. Am început lucrul cu Energetic Empowerment în 8 noiembrie 2021 și azi, 23 martie 2022, trec prin greutățile vieții care au mai rămas de rezolvat, cu fruntea sus, zâmbind toată ziua și în pas de defilare ca un fulg. Ozana, mă gândesc cum ai făcut să apar la mine în telefon când problemele mă atacau pe toate planurile vieții. Nu reușesc să revăd acel moment în care am luat decizia să mă las pe mâna voastră, să-mi schimbați viața în bine. Problemele au fost, unele chiar foarte grele și încă mai sunt câteva, dar starea mea de spirit schimbată de voi a rezolvat deja unele dintre ele. Cele care au rămas sunt sigur că le rezolv pentru că starea mea de spirit este una pe care nu am mai trăit-o niciodată în viața mea. Ozana, Anișoara, eu și sufletul meu vă iubim. Silviu. Da, mulțumim, Silviu. Mulțumim, Silviu. Silviu este, dacă aș putea spune, cel mai greu caz al Anișoarei. Fix ca și mine, cred că și eu, că eu am fost, deci Silviu a venit pentru că a văzut un video la un moment dat în care spuneam de câte bube în cap am avut, câte probleme aveam la un moment dat când am început și eu să lucrez cu Anișoara și s-a regăsit și el și cu banii și cu relația și, deci era haos total în viața mea. Exact acolo este și Silviu și spre deosebire de alți oameni care sunt în programele pe care le conduce Anișoara, Silviu, ca și mine, prima oară, n-a știut ce ea era dezvoltare spirituală. Și acum e foarte încântat să vadă că din noiembrie, cât noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, în 4 luni, el a făcut un drum pe care mulți alți din programe l-au făcut în probabil 4 ani sau 10 ani, chiar unii dintre ei. Pur și simplu, instrumentul ăsta face minuni și chiar altcineva zicea că, nu mai știu cum a pus-o, că dă dependență. Da, instrumentul dă dependență, dependența de viața frumoasă. Singura condiție este să te ții de el. Să te ții de el, nu să faci în permanență același lucru, ci de fiecare dată să-ți lucrezi temele care ți apar. Practic, devii observator al vieții tale și îți ierți una câte una fiecare gând. De exemplu, îmi aminte că m-am dus în Herăstrău în vară și aveam lucrurile, luasem pe prietenul meu de la aeroport și aveam toate bagajele lui acolo. Și mi-a trecut prin minte gândul că îmi sparg mașina și că îmi fur, evident, toate bagajele lui, inclusiv laptopul lui. Și efectiv atunci, pe loc, am lucrat frica că mi se fură din mașină. Și am mers lejer, relaxată, m-am făcut ce am făcut prin Herăstrău, plimbare, mâncat și când am terminat ne-am întors la mașină, mașina bine a mersi, ne-am dus acasă și asta a fost. Deci un gând care ți apare, îl lucrezi atunci și aia e. Da, trebuie să fii inițiat pentru asta și trebuie să fii susținut o perioadă până când poți să mergi pe cont propriu, să-ți definești bine temele și să devii observator al vieții tale, al gândurilor tale, al emoțiilor tale, al tuturor. Dacă mai aveți întrebări, vă invităm să le scrieți acum aici. Mai aveam alocate încă 6 minute. Dacă nu, este prima oară, Anișoara, când terminăm mai devreme de timpul pe care l-am alocat. Da, și este prima oară când am intrat foarte rapid și tot mai devreme, știi? Da, da, da. Deci, mulțumim că ați fost alături de noi, veniți la Cheile Transformării, veniți la o sesiune cu Anișoara să vedeți despre ce este vorba, să vedeți că e pentru voi. Mâine avem deblocarea dezamăgirea, eliminarea dezamăgirii. Și duminică avem o altă sesiune specială, în succesul succesului, care va veni cu foarte multe conștientizări și semne de întrebări pe care mulți dintre voi și eu, cel puțin când eram acolo, nu mi le puneam.
Elena zice, eu vă mulțumesc că sunteți în viața mea, pentru că Elena lucrează, Elena a făcut deja 3 programe cu Energetic Empowerment, cu Anișoara. Ok, dacă aveți feedback, să ne trimiteți bune, rele, pe mail sau pe grupurile de WhatsApp sau pe Facebook, știți cum să ne găsiți, ar fi minunat să continuăm discuția pe grupurile de Facebook și pe grupul de Facebook sau pe grupul de WhatsApp. Dorin zice, mă bucur că am luat parte la această sesiune și aștept cu nerăbdare să ne întâlnim din nou în cadrul programului de mâine. Da, da. E foarte bine că ai venit acum, că înțelegi ce vom face mâine, că mâine se lucrează efectiv. Sunt explicații doar pe temă, pe dezamăgire, dar nu mai sunt explicații despre iertare acolo. Seară frumoasă la toată lumea! Cum lucrăm cu energia nouă? Mulțumesc! Mai ai o întrebare, Anișoara, pe ultima sută de metri. Energia nouă depinde, Aurora, bună, depinde la ce te referi tu. Ce înțelegi tu prin energia nouă? Pentru că, din câte știu eu, în planul planetei sunt frecvențe noi care ne necesită transformarea noastră. Unele din frecvențele care sunt demonstrate științific sunt frecvențele reconective. Dacă mă întreb din perspectiva asta, recomandarea este să mergi la cursurile de reconnective healing. Dacă mă întreb din perspectiva cum poți tu să te încadrezi în această energie nouă, atunci lucrezi cu energetic empowerment ca sufletul tău știe să se adapteze. Deci este nevoie să ne adaptăm la aceste frecvențe, depinde acum din ce zonă înțelegi tu și percepi tu ceea ce se întâmplă acum. E nevoie într-adevăr de mai multă informație aici, să putem înțelege frecvențele noi, care pentru noi înseamnă adaptare continuă, expansiunea conștiinței, echilibru permanent, și întrebarea este cum facem asta. Și când îți pui această întrebare, atunci cauți soluțiile și vezi ce ți se potrivește ție. Deci noi aici dăm o soluție pentru orice persoană care nu e nevoie să mai facă alte cursuri, numai dacă simte într-adevăr că rezonează și cu altceva. Ali, în programul Cheile Transformării lucrăm alchimia iertării? Da, fiecare cheie se lucrează, de fapt, fiecare cheie înseamnă iertarea unor teme. Mă rog, cu explicațiile relevante pentru fiecare temă în parte. Mulțumesc, pe mâine la o nouă evoluție a noastră, o seară plăcută. Seară plăcută și vouă. Mulțumim că ați rămas până la sfârșit. La revedere și mersi, Anișoara. Și eu. La revedere.